Bună ziua, dragilor! Dacă o să vă placă acest videoclip, nu uitați să dați un like la Atelierul Țăranului Ferac și, dacă doriți, să distribuiți mai departe, poate unele din aceste mici probe idei care le expunem pe acest mic canal le va fi de folos la unii, da? Să dăm o gaură acolo, da? Am găuri parcă de jos. Este o măsuță. Pe 4 role, da? Acum o să punem așa un generator de curent pe magnet neodim 48 de volți. O 1200 de watts poate la 400 de rotații. O să-i dăm șaibele acestea jos, care le foloseam la montaj să folosesc. Are 3 ieșiri, 9 kg, 400 de rotații, 400, 1200 de watts maxim, la 48 de volți. Aici are o gaură. O să introducem aici, în acea gaură, cablurile. Are un inel acolo de sub care e distanția. Dacă se observă, axul este jos. Observați. Dacă să nu se rotească tot cu ax, trebuie să-i punem o bară prin scaun, la mai spate. Da? Ca să vedeți ce îi facem, da? O bară metalică, care am curbat un pic. O pun aici, ca să opresc el pentru verticală, pentru eulene. Da? Niște coliere de-astea, de plastic. Mai dau pe pauză din când în caz nu prelungim. Da, am prins așa bară metalică. Aici de sub. Ca să-i opresc axul jos, nu s-a învârtă, asta e bara asta neagră. Da? Acum avem ieșirea firele, o să luăm de pe masă de aici cât are asta. Da. 1200 de volt și 20 de amperi. Punte redresoare, da? 3 faze, 3 fire care vin la generator. O să vină prins aici. Și la astea două o să plecăm cu niște becuri, da? Niște cleme din astea crocodil, adică 3 cabluri, roșu, verde și negru.
indiferent cum le punem aici, da? Așa. Da? Și au rămas astea două libere. Punem puntea aici jos. Aici. Și acum prindem de firele de la generator. Alea trei care au rămas. Adică alea trei. Alea trei ale generatorului. Da? Așa. Avem aici o VOD, o lampă de asta care se atașează pe tavan sau pe un perete. Da? O să-i facem legătura cu firul acesta negru. Aici sunt trei becuri. Și după aia o să-i atașăm trei becuri aici. Am prins și cablu. Asta negru. Acum aici o ducem toate cablurile aici. Ne pun șuruburile. Am să prind poliere de plastic, să-i bag cablurile de sunt aici. Da, am prins cu poliere de plastic, așa nu mai, nu știu, ne șuruburile alea am pierdut, nu știu. Așa, acum o să punem cele trei becuri care lucrează de ce. Aici. Dar funcționează și la 220. Aceste trei becuri. Nu am stecher, că le punem acum în priză, așa e, dacă are, m-ați mai văzut videoclipurile. Da? Acum le-am pus în priză, le-am probat. O să prindem o lampă aici. Deci vedeți generatorul cu așa puncte de dresoare. Opa. Așa. Acum așa. El este pentru verticală. Acum să facem cum ar veni o probă, da? Așa. Acum o să prindem firele astea, două, la puntea redresoare aici, la bornele astea plus și minus, da? Așa. Da, uitați, l-am prins aici, astea două, de la puntele redresoare, alea trei vin de la generator, iar astea două sunt prins aici. Observați, alea trei din spate. Iar astea două vin aici. Să le punem aici jos. Pe măsuță. Iar lampa. Lampa să o prindem cu niște bandă ca să o ținem una. Aici cu niște bandă am să o prind la picior, la, tot la măsuță, da? Am pe pauză până prind. Da, după cum puteți vedea, am prins cu bandă de asta de... Un pic aici este improvizat, sunt doar niște teste. Da? Deci... Se lăsă așa mai jos. Aici e puntea redresoare, care vine de la fir la generator. Lampa, care sunt trei becuri în față. Generator aici sus. Observați. Așa. Și acum îi dăm un pic așa să vedem. Aia. Becurile care lucrează în DC. Da?
iau o șurubelniță, să pun în gaură aici și dau un pic continuu așa. Dacă l-ar învârti vântul sau apa, învârti foarte ușor. E numai la o mișcare la deci. Așa un bip. Este doar o improvizație, o probă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like la Atelierul Țăranului Sărac și să distribuiți mai departe. Vă salut, o zi bună!